Resturile ursului au fost puse în sat și aruncate în albia pârâului Cheia din comuna Tarcău, chiar lângă drumul principal, o zonă turistică intens circulată. Pădurarii au descoperit că animalul a fost împușcat, avea peste 300 de kilograme. Exact acesta este locul, în pârâul Cheia, unde se mai văd urmele sacilor care în aruncare au atins balustrada. La fața locului a fost găsit capul ursului, labele acestuia și blana animalului, pe care braconierii l-au abandonat acolo, nefiind interesați decât de carnea ursului, ceea ce îi transformă în infractori periculoși. Braconierii nu s-au temut că vor fi descoperiți, au preferat să arunce resturile în loc să le îngroape. Nu au fost interesați de trofeu, nu au fost interesați nici de blană, nici de crania. E un urs adult, în termeni convenționali, este un urs mare. Polițiștii au reușit deja să găsească glonțul cu care a fost ucis animalul și urmează să afle mai multe detalii după expertiza balistică. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, fiind identificate resturile unui animal din specia urs. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic. Potrivit datelor RomSilva, suprafața împădurită din județul Neamț poate susține o populație de cel mult 100 de urși. La ultimul recensământ cinegetic au fost identificate însă 270 de exemplare, ceea ce face mai greu sesizabilă absența unui animal din arealul său.